Bună dimineața, da. Uitasem. Uitasem despre ce ne-am întâlnit aici acum. Bă, fetele, băieții, cu cine rezonează? Da? Ești într-o relație? Da. Nu mă te-ai gândit, aș urcat pe căluț și ți-aduce un dita mai banul. Ți-aduce un ban. Să nu îți faci griji că în direcția asta se merge. Dar trebuie să pui la punct niște lucruri, să înțelegi. La început dezlegi, tai, rupi. Energetic. Îți imaginezi unde ești legat, legată de partenerul tău, de iubitul, iubita ta. Da? S-a întâmplat nenorocirea în sensul frumos, v-ați îndrăgostit, v-ați întâlnit și la un moment dat ai început să simți că, domnule, ceva nu se întâmplă. Nu neapărat numai din partea ta, și din partea lui sau invers, fetele, băieții, cu cine rezonează, da? Și acum, la ce ceacră cel mai tare simți că, da? Așa, de dimineață până seara, stai și te gândești la cineva concret. Și referitor la orice relație, nu numai iubit, iubită, în familie. Dom'le, mă gândesc la copii, tot de dimineață până seara, sau mă gândesc la părinți, de dimineață, sau la niște, la un coleg sau la un prieten. Dom'le, acolo mie, da? Unde? Aici. Tai. Îți faci așa o energetică, o coafură nouă, energetică, da? Era așa, cosițe împletite până la omul cu pricina. Tare. Deci razi în cap, știi? Te razi, energetic razi, energetic vizualizezi, razi. Tai. Tai toate legăturile. Bun. Acum. Și spui. Dacă mai îndrăznești vreodată să te legi de mine a proasta, iurea, oricine ar fi, da? Orice suflare de om, da? Eu am învățat să trag energetic, nu să fie doar tras din mine energia, da? Eu am învățat să-mi iau eu ce am nevoie din relația cu tare, orice relație ar fi, energetic, eu am învățat cum să îmi echilibrez energia. Tot am dat din mine, da? Am dat. Și de primit n-am primit. Da? Fetele, băieții, cu cine rezonează? Pentru că tot vedeam peste puști fetele, să zicem, femeile. Și invers. Bărbații tot dădeau peste copilițe, peste puștoace. Asta e. Ți se trezea sufletul la așa ceva, da? Ei. Și tot umpleai cupele omului drag. Ei, se taie așa ceva și ai învățat și ai simțit, da, ai simțit, am auzit ce ai zis. Ai simțit cum ți se umple cupele chiar dacă relația nu prea, da? Ai trecut de partea cealaltă a râului, știi? Pe celălalt mal. Banco, da? Cu blondele. Auzi, dragă, dar cum să ajung? Hei, zice o blondă la altă blondă, da? E de alt mal. Cum să ajung pe celălalt mal al râului? Și blonda aia la altă zice, dar tu ești pe celălalt mal. Așa și tu. Ai învățat în sfârșit, Doamne, ajută, ai învățat să-ți umpli cupele neîntrebând de nimeni. Tot ți era așa cumva. Tu dai din tine, dai energetic. Nu mă refer la material, sufletul, da? Era împărțit, împrăștiat, nu știu cum să zic, cum sună împrăștiat, da. Și acum ai întors foaia și o iei de la capăt cu toată energia pe unde se ducea, acum o trage înapoi. Toate datoriile cine le are față de tine, tu ți le primești singură. Ai deschis portalul datoriilor, da? L-ai deschis.
așa, din inimioară, țâșnic ceva. Și primești tot, energetic, ți se întoarce tot înapoi. Tot. Bun. Asta trebuia făcut în dimineața aceasta minunată. Vindecarea la nivelul energetic când nu s-a primit cât s-a dat. Da? Și ai o datorie, cineva are o datorie. Ei, nu mai aștepți datoria. Datoria în 3D era gen bănuți, gen... Da? Săritură cuantică și îți pui mâni în cap, de fapt, ce înseamnă datoria. Ai nimic fizic, material, să primești, să dai, să... Energetic, tragi înapoi din toți cei care au luat din tine. Nu contează, am auzit ce ai zis. Din familie, prieteni, relații, colegi, iubiți, iubite, nu contează. Ai tăiat legătura, ai dezlegat și te-ai deschis energetic și tragi energetic din câmpul tău energetic. Imaginează-ți, ai cu mine, împreună. Tu ești ca un, da? O pată energetică mare, dita mai, așa? Și tragi din jurul tău energiile. Le echilibrezi. Așa, corect. Ce ai văzut? Ai văzut energetic lumină și atât. Ca și cum s-au unit. Bolul ăsta energetic al tău cu câmpul energetic. Gata, s-a întâmplat. Este cantat. Așa. Tu energie, în afară energie, spațiu. Lumină puternică. De fiecare dată cum simți că, domne, ceva nu mă simt bine, da? Se trage energie de undeva, tu idee poți să nu ai. Ai închis ochișorii pe o clipă, da? Prana, da. Ai închis ochișorii și respiră. De vreo 2-3 ori, ți se deschide aici un pic, ai să simți și durerea, ai să vezi, chiar o simți. Se tămăduie. Și când deschizi ochii, un pic amețești. Zici că nu ești pe pământ. Acolo e. E, mi se răcește cafeaua. Da, și dacă până acum din 3D era torn din nimic în nimic, acum ulciorul e unul de argint și unul de aur. Și într-adevăr, torn, din unul se toarnă argint și din altul aur, ca și, da, energetic, ca și, vezi? Asta faci. Nu se știa în 3D și... Pe plan fizic mai mult se lămureau cu datoriile, știi? Apăreau simbolic pe plan fizic. Și omul nu înțelegea, n-ai treabă. Ai dat, bun dat, nu ai treabă să-ți cere înapoi paharul sau scaunul sau ce e dat omului acolo. O mașină e dat. Ba, asta, da. Energetic, acum atrage înapoi ce ți s-a luat. Da. Și ai răsturnat moartea, uite, gata. Răsturnat problemele care ți veneau. Pentru că te-ai deschis altfel, ai înțeles altfel cum stă treaba. Nu mai stai la cheremul nimănui, tu ești magul vieții tale, tu hotărăști. Dom'le, ceva nu e în regulă, câmpul energetic al meu a tras din mine. Pum! Spațiu. Vai, dar nu e vina nimănui, dar dacă au vrut copiii să aibă mai mult bănuți, da? De la cine trage? De la reina mamă, de la reinul tată, din copacul neamului, programelele vechi, spațiu. Nu trage nimeni, da? Copilul se duce în alt neam, copilul își deschide sursa sa și devine la reina, la reinul neamului în care intră. Nu ia nimeni de la părinți nimic. Părinții nu-s datori cu nimic. Fiecare la sursa sa. Îi răsturnat cuiva 3 de cupe. Așa era în 3D.
Mama, tata, fașii, dreji, primiți moșteniri. Numai, gata. Nici o moștenire, nică. Transformă-se, omul a plecat, a plecat și averea cu el, cu tot. Nu mai e nimeni, nu se trage coada să umble și să-i... Graalul, o cupă mare, nu? Da, ai primit. Divin. Da. Nu mai e problema. Tu când venea cineva și te căuta, da, era îndrăgostit lulea de tine și tu așteptai și nu se întâmpla pentru că cineva zăza-băza cu codița energetic fura din energia ta de fericire și de iubire și de dragoste și de cuplu, da? Ei, nu mai gata. Nu mai vine să bată la poartă și să nu te găsească și tu ești nu știu în ce vibrație. Ai răsturnat așa ceva. Așa ceva, întorci ălui acelei care te-a deranjat energetic. Bun, spațiu. Da. E cineva mai tânăr, mai tânără care a făcut așa ceva. Sau e învățăcel. Poate să aibă și 100 de ani, învățăcică. Da, învață să fie mag. Da. Trimiți înapoi, nu stai la povești. Da, am zis, asta și se întâmplă, imediat cu sabia ai apărut pe cal. Da? Da. Ai răsturnat prostul, masca prostului, ăsta pusnicului, prostului. Prostul, ai răsturnat prostul. Nu mai poate să facă mișto nimeni în câmpul tău energetic. Nici de tine, nici de ce se întâmplă în jur, nici de... Ești luată atât de serios că lumea se sperie în jur de fapt cum ce a crezut despre tine și de fapt cine ești. Acolo e. Da. Justice. Vezi ce frumoasă e. Justiția. Acolo e. Strada. Da, și cafeaua cine e? Ah. The old. Wisdom. Spirituality. Dream. Out. Cine stă la paza ta azi, pe ziua de azi. Ai văzut? Înțelepciunea însăși. Strămbă.